caut România veritabilă. În oameni, în locuri, în fapte. Și mai caut călăuza potrivită care să-mi o dezvăluie. Autentică și valoroasă. Sunt Cristina Soloc și te invit într-o călătorie fascinantă prin țara ta și a mea. E la ușă, oaie! Pe un picior de plai, pe o gură de rai. Am ajuns în țara Vrancei, pământ al jertfei și biruinței poporului român și patria Mioriței. Vrancea a fost un loc al transumanței din cele mai vechi timpuri. Nodul de legătură între Moldova, Transilvania și țara românească. Și imaginea mică a României mari. Descrierea lui Nicolae Iorga, valabilă și în ziua de azi. Suntem în satul Irești, la poarta Vrancei, într-o biserică de lemn, paie și lut, de acum 100 de ani. Aici învață și repetă zilnic 30 de copii, din sat și din vecinătate, corul parohiei Irești. În 2014, când a fost transferat la cerere în sat și a creat corul parohiei ca parte a lucrării lui de grad, preotul vrâncean Ionel Miron nu și-a imaginat că va avea de restaurat nu doar biserica bătrână, ci și suflete tinere, părăsite și uitate prin cătune, chiar de părinții lor. De atunci a început să se scrie în Irești o istorie recentă despre forță, talent și dăruire totală. Bine ați venit la Irești, bine ați venit la noi în această bisericuță, una din cele două pe care satul Irești le are. Suntem în biserica Sfinții Voievozi Mihail și Gavril. Nu pot să nu remarc aceste scaune sculptate, sunt minunate. Același meșter a lucrat fiecare piesă de aici, dintre care prima piesă este acest baldachin. Cum am ajuns noi să ne dorim un baldachin, o minune, aș putea spune. Una din marele sfinte martire, mucenițe ale Bisericii Creștine Universale este Sfânta Mare Muceniță Ecaterina, sărbătorită la 25 noiembrie în fiecare an. Un fragment din sfintele sale moaște a ajuns la noi, la Irești. Adică și aici avem moaște? Exact aici. Poți să ating? Da, puteți atinge, cum să nu, cu toată evlavia și puneți-vă, se roagă în rând cu dumneavoastră, Sfânta Ecaterina. Este prietena deosebită a intelectualilor. Simțiți că vă ajută? Da, evident. Am curaj să mă bag în orice, dacă Sfânta e alături de noi. Am ajuns la un loc foarte drag mie și nu doar mie. Suntem într-un spațiu unde foarte multe activități se desfășoară. De la mese, de la agape pentru fiecare persoană, unde oricine poate să vină, până la lucru deosebit cu copiii. Meditație la engleză, la istorie, lecții de germană. Le lipsea încrederea în forțele proprii. Ei mereu se întrebau și erau neîncrezători. Dar noi nu putem să facem, că noi
La noi în familie nu a avut nimeni așa ceva. N-am auzit pe mama cântând, nici pe tata. Copiii din Irești au învățat să creadă în ei și au aflat că pot. În câțiva ani, până și cei neștiutori de carte au reușit să învețe peste 60 de cântece de țară, pricesne și colinde. Corul a devenit familie, iar chitara pasiune. În 6 ani, corul parohiei Irești a adus emoție și bucurie în peste 130 de spectacole mari, câștigă premii după premii și face cunoscut satul la nivel național. Aici este locul unde ne adăpostim, unde pe perioada vacanței, împreună cu familia. Aici locuiți cu toți cei 4 copii? Da, cu toți cei 4 copii. Știu că este foarte, foarte modest. Pe noi nu ne deranjează, nu mă gândesc la lucrul acesta, ci am înaintea ochilor și în minte ceea ce vreau să fac și unde vreau să ajung. În partea de sus avem stative, microfoane, boxe, mixere, costumele, o parte din costumele populare, pentru că avem în grup foarte mulți copii cu posibilități foarte reduse. Le ținem aici, aici le spălăm, aici le călcăm, avem doamna preoteasă calcă de zor, folosește mașina de spălat, le pune în rânduială, pentru că orice apariție a copiilor înseamnă că trebuie să aibă costumele impecabile. Preoteasa Paraschiva are 33 de ani. Este ardeleancă din Sibiu și sufletul corului parohiei Irești. Pe preotul Miron l-a cunoscut la București, în drum spre Patriarhie, unde mergea zilnic să se roage, cât timp a fost studentă la Facultatea de Educație Fizică și Sport. Sportul a adus-o și din Sibiu la București. Preoteasa Paraschiva a făcut box de performanță. Am ajuns la performanța de a lua medalie pe plan european și chiar și mondial. Locul 2 european și locul 3 mondial. Este un sport frumos, totodată și greu, dar vă spun că mai grea este viața de familie și de preoteasă decât sportul în sine. Cât e sportiv, ți-ai luat traista în spate și ai făcut tehnica respectivă și meciul respectiv și toate sunt bune și frumoase, dar când intri în viața de familie și vine un copilaj, vine al doilea, vine al treilea, vine al patrulea, mai ești părintele pe lângă, lucrurile sunt mult mai complexe. Plus, activitățile care le realizăm pe lângă parohie, chiar din primii bani ai sportului mi-a luat o chitară. Și acea chitară am dăruit-o corului și cu ea am reușit, prin anumite persoane, să mergem mai departe cu activitatea. A venit Carmen, solista corului, și ne-a învățat foarte multe lucruri. Și de alții ai fost furat.
reprezintă corul ăsta pentru tine? M-a ajutat să mă dezvolt și eu ca artist. Cânt liber pe scenă, fără să mă gândesc, mă văd atât de mulți oameni. Ce sunt părinții tăi? Mama mea e cadru didactic, iar tata este șofer. Eu sunt mai norocoasă, cum a zis. Că ai părinții acasă. Da, i-am acasă pe amândoi. Are cine să te strângă în braț? Da, să mă sprijine, să mă ajute, să fiu aici, unde sunt acum. În principiu, mulți au părinți plecați. Apoi, chiar dacă nu sunt plecați, situația financiară nu este foarte bună și fiecare se descurcă cum poate. Avem copii care muncesc foarte mult, în cor și totuși ajung la repetiții în fiecare zi, la fiecare repetiție. Și noi încercăm să fim uniți și să fim unii lângă alții, mereu. Elau șoai! Iasmina locuiește în cel mai îndepărtat cătun din sat. A împlinit 14 ani pe deal, la stână, între oi, vaci, capre, uneori chiar lup și urși. Iasmina nu se teme de nimic și știe să le facă pe toate. A trebuit să le învețe, pentru că mama ei a plecat și nu s-a mai întors. De unde e mama ta, Iasmina? E plecat. Unde e plecat? Nu știu. A zis că a plecat așa fără, au fost niște certuri în familie și a plecat. A plecat pur și simplu de acasă? Da. Când? Pe 1 ianuarie. Și ai rămas cu cine? Cu tata și cu frații mei. Câți frați ai? Doi. Și acum cine vă face mâncare? Eu. Tu faci mâncare pentru toată familia? La cât începe ziua pentru tine? La 6. Spune-mi, ce faci de la 6? La 6 o să încep să fac de mâncare la cioban și pentru frații mei și pentru tata, ca să poată să muncească ziua asta și după aceea, până la 8, sunt ocupate de să le dau de mâncare și să fac casul. Noi ne-am crescut și am făcut casa din munca animalelor. Pentru că dacă nu le aveam pe ele, nu aveam cu ce să facem tot ce am făcut. Noi, dacă o să luăm acum pe o tură de caș 20 milioane, ori îi băgăm aici, în garduri, în asta, pentru că avem nevoie. Pentru că seara vin lupi, urși. Te-ai întâlnit tu cu lupi și cu urși? Da, aseară au venit aici. Aseară au fost aici? Da. Și nu ți-e frică? Nu, pentru că am lanternă. Este un girofar și se vede de aici până în deal. Și alungați cu ceva? Da, avem câini, dar sunt legați acum. Nu putem să-i lăsăm dezlegați pentru că sunt răi și... Cum se pare că te descurci foarte bine, te faci femeie puternică. Da. Te simți puternic? Cum te simți? Mă simt așa, adică învățam de mic să știu ce să fac, nu să fiu de la țară și nu, să nu știu să fac nimica. Luați-mă în brațe, copii, ca pe strategice arme. Copiii din Irești își cântă bucuriile în cor, dar mai ales tristețile. Pe acorduri expiră durerea și pot să viseze. La cor își pansează sufletul și merg mai departe. Până să ajungă în corul parohiei, unde primește mereu o masă caldă, Laurențiu și frații lui împărțeau doar un colț de pâine pe zi. Ce înseamnă pentru tine acest cor? Un hobby, un ceva care îmi place foarte mult. De ce îți place? Un fel de refugiu, că după ce stau acasă, fac treabă, ar fi cam o relaxare să mă duc acolo. Și ce faci tu toată ziua în vacanță? Îl mai ajut pe tata la lucruri, la treabă pe aici, cu lemne, cu fânul, cu capre. Și cu iepuri, dau mâncare de fiecare dată la iepuri. Fac curățenie, la joc la curățenie, la mâncare. Tatăl tău face mâncare? Și cu mine, amândoi. Amândoi faceți mâncare? Dar de ce? Mama voastră unde e? E plecată. Unde e plecat? La Bârlad. Suntem de 2 ani. Păi și ce face la Bârlad? Este cu un om împreună. A plecat? V-a părăsit? Da. Și mama lor a mai venit să-i vadă după ce a părăsit? Nu, n-a mai venit de 2 ani de zile. Nu-i pasă de copiii ei deloc? Nu-i interesează. N-a vrut să mai vină, a plecat. A dus pe altul pe Facebook și sănătate. Asta e. După 23 de ani de căsătorie și cu 6 copii. Și a avut, asta e situația.
Aceasta este camera noastră în care locuim noi. Cele două paturi, televizorul și soba, care facem iarna mâncare. Și ce-ți dorești tu de Crăciun? Nu prea am ce să-mi doresc. Nu. Să fim sănătoși. Venirea preotului Miron la parohia din Irești a însemnat colacul de salvare pentru 80% din copiii satului. Prin asociația bisericii primesc mâncare, haine, rechizite, servicii medicale, educație și mai ales dragoste. Părintele erou își donează salariul, oferă motorina și 9 luni întregi ca să-și continue misiunea. În restul anului, ca să-și poată întreține și familia cu cei 4 băieți, a lucrat ghid turistic în Țara Sfântă. Foarte mulți din copiii care sunt în acest cor sunt în grija bunicilor sau în grija doar a tatălui sau doar a mamei sau a unei mătușe. O parte din părinți sunt plecați în țări străine. Nu toți copiii știu că de fapt acei părinți au plecat și și-au făcut viața alături de alte persoane. Nu știu că ei de fapt sunt abandonați. Codul este acesta. Mama sau tata este în străinătate, o duce foarte greu acolo, de aceea nici nu poate să trimită bănuți. Și atunci misiunea noastră este una deosebită. La un moment dat a trebuit să deschidem un ONG. Copiii locuiesc în unele zone foarte greu accesibile. Mi-au spus copiii că îi duceți acasă seara, că vă duceți până sus pe dealuri. Dumnezeu ne-a ajutat și am cumpărat... Sunt ale asociației Sfânta Ecaterina, cel ce dăruiește, două microbuze, unul mai mare, unul mai mic. Bineînțeles că și mașina noastră nu este curățată sub nicio formă. Toate trebuie să îndeplinească misiuni în vederea ajutorării acestor copii. O să înceapă școala. Fiecare copilaș așteaptă. Fiecare copilaș trimite o listă către părintele cu necesarul de rechizite și nu doar rechizite, training, palton, încălțări și alte lucruri, pampers pentru frățiorii mai mici, nu mai zic de hrană, că aici e un subiect foarte, foarte important și ne străduim cu prioritate chiar. Și apelăm la rândul nostru la oameni cu suflet, care poate vor să ajute și nu știu unde este nevoie. Irești este locul unde este nevoie de ajutor. Ne aflăm pe dealurile Ireștilor, exact lângă Măgura Odobeștilor, locul din care mareșalul German Mackensen supraveghea trupele române în primul război mondial. S-au dat lupte crâncene în Vrancea eroică. În 1917, la Mărășești, ostașii români au strigat într-un glas: pe aici nu se trece, și nu s-a trecut. Iar victoria lor a dus peste un an la România Mare. Istoria Vrancei este națională, la fel și eroii ei, ca Mos Ion Roată, răzeșul fruntaș din comuna Câmpuri, care a contribuit la unirea principatelor. Stau de vorbă cu Ion Roată în carne și oase. Este strănepotul lui Mos Ion Roată. Are 94 de ani. Nu prea aud. Cum a trăit aici? A fost și mai bine și mai rău. Când a fost bine, n-a spus la nimeni. Când e rău, a fost rău, a spus la toți. Ce ați spus? Necazurile. Ce necazuri ați avut? Am avut destul de necazuri. Ce? I-am uitat. Ați uitat necazurile? Da. I-am uitat toate. Toate vechi. Nu mai amintim nimica. Ați muncit mult? Am muncit. Ce ați muncit? Am fost în toate părțile. Și la plug, și cu jetele. Cu tot sacrificiul lui Mos Ion Roată, și urmașii lui au avut de luptat pentru o viață decentă. Doar acum strănepotul Roată se simte norocos, că are cine să-i poarte de grijă. Fata lui s-a întors acasă special pentru el, ca să-i fie alături la nevoie. Pentru mine este o mare mândrie. Mos Ion Roată reprezintă ceva foarte, foarte important pentru satul nostru, pentru comuna noastră, pentru județ și cred că pentru toată țara, că de Mos Ion Roată
s-a auzit peste tot. S-a învățat la școală, știu copiii despre Mos Ion Roată și cred că și generațiile următoare își vor aminti și vor învăța despre sfaturile lui Mos Ion Roată. Ca țăranul român să-și aibă grijă de proprietate, să o ceară, să o primească, să lupte pentru drepturile lor, pentru că întotdeauna țăranul n-a fost o voce auzită. Dar Mos Ion Roată i-a îndemnat să-și ceară drepturile și să-și ceară drepturile și să primească și demnitate. Așa a fost și pupat de Ioan Cuza, așa a fost respectat de țăranii din sat, din comună, din toată regiunea și ne bucurăm că suntem neamul Mos Ion Roată. Un neam de demult, un neam care și-a păstrat numele, un neam care și-a păstrat rădăcina aici, la gura Văii. S-a născut în comună, în centrul comunei și pe urmă a primit pământ aici. Și aici a stat, aici a avut copii și de aici a murit Mos Ion Roată. La noi în cimitir este mormântul Mos Ion Roată. Biserica noastră și toată lumea își aduce aminte pe 24 ianuarie. Se face parastas, toată lumea vine la biserică și toată lumea își amintește iar din nou și anul următor că Mos Ion Roată a existat. Și cred că ar fi foarte bine comuna noastră să se cheme Mos Ion Roată. Suntem, nu știu, pot spune norocoși să-l avem pe părintele și pe doamna preoteasă, de care să nu uităm. Ei sunt un model pentru noi și cred că cu toții vor să ajungă așa luminați ca părintele și ca doamna preoteasă. Îmi doresc atât de mult să construiesc un cămin unde toate lucrurile pe care ați văzut că le facem la biserică, să le avem acolo sub control. O bucătărie unde să putem găti pentru copii, un spațiu, câteva locuri unde aș putea caza, pentru că avem activitate și la Focșani. Numele de Paraschiva, nu ai cum să porți numele ăsta și să fii altfel. Te obligă să fii un om în norme. Cine suntem? Ion Roată. Neamul meu a participat la istorie și asta este ceva. Partener de drum, Soradi.